Studioul Impuls TV a fost lansat ca un post de televiziune regional generalist. Scopul acestuia era informarea publicului. De rând cu buletinele de știri pe care le realiza echipa Impuls TV, noi am mai realizat și un șir de emisiuni pe teme sociale, culturale și politice. Lansarea ciclului de emisiuni alternative a oferit posibilitatea înglobării într-o singură emisiune a mai multor teme care prezentau interes pentru privitorii noștri. În cadrul acestei emisiuni de fiecare dată, Impuls TV prezenta reportaje în care erau oglindite problemele cu care se confruntă societatea. Invitații care activau în diferite domenii veneau în fața spectatorului cu diverse soluții. Important este și faptul că la emisiuni participau și specialiști și responsabili din conducerea Republicii. Informația oferită publicului era una utilă spectatorilor. Despre acest fapt ne dovedește și numărul mare de vizualizări ale materialelor, indiferent dacă acestea erau din raionul Șoldănești sau din alte regiuni ale țării. Au fost cazuri când subiectele ne-au fost sugerate chiar de cetățeni, care ne-au rugat să abordăm teme precum dezvoltarea businessului rural și consolidarea instituțiilor curative. Am avut o experiență bună participând la aceste emisiuni, le-am vizionat și pe altele la care nu am participat, m-au mobilizat, am văzut o concurență, dar o concurență sănătoasă și experiențele de participare la această emisiune m-au mobilizat și am mobilizat și pe cei care sunt subalterni, le-am povestit despre aceste bune experiențe de a veni în fața camerei de luat vederi și a vorbi despre succese, dar și despre insuccese. Noi în ultimii 3 ani am reușit să implementăm mai multe proiecte de un cost aproximativ de 175 milioane lei, care au venit să îmbunătățească infrastructura absolut a tuturor domeniilor pe care le avem în gestiunea noastră, începând cu educația, medicina, instituțiile preșcolare și alte infrastructuri, cum ar fi drumurile, eficiența energetică și altele. Grație acestui proiect ambițios al canal regional, televiziunile regionale au avut posibilitatea să realizeze în premieră, spre deosebire de televiziunile cu acoperire națională, duplexuri. De menționat interesul manifestat de societatea civilă la realizarea emisiunilor, cetățenii s-au arătat dispuși să vină cu propuneri de soluționare a problemelor existente. Au fost puși să colaboreze cu echipa de creație și reprezentanții administrației publice. Un interes deosebit a trezit la public seria de istorii de succes ale conaționalilor noștri. A fost mare interesul vis-a-vis de tema privind drepturile omului. De altfel, la emisiunea privind reformele în justiție am avut realizate interviuri nu doar cu juriștii din raion, ci și din capitală, între care expertul Vlad Gribincea și pe atunci președintele Curții Constituționale Alexandru Tănase. Întâi de toate, trebuie de menționat că despre problemele de la Șoldănești și căile de soluționare a lor au aflat nu doar cei din teritoriu, dar și cei din Chișinău, locuitorii raioanelor Florești, Glodeni, Căușeni, Cimișlia, Comrat, Râbnița, Nisporeni, Drochia, Ungheni, Basarabeasca și Taraclia. În grila sa, Impuls TV a difuzat emisiunile de la posturile TV din regiunile menționate. La rândul lor, aceste posturi de televiziune au avut posibilitatea să preia materialele difuzate de echipa de la Șoldănești. În localitatea noastră s-au implementat multe proiecte, dacă să le sumăm, ar fi undeva în jur de vreo 15 milioane de lei în ultimii 3 ani de la semnarea acordului. Cu toate acestea, sunt conștient că o parte din cetățeni sunt pasivi, nu sunt responsabili, dar în mare parte cetățenii apreciază acest lucru, se implică mai modest, mai cu greu, dar totuși treptat lumea conștientizează că în cazul în care nu se vor implica, pasivitatea asta va duce la subdezvoltarea localității. Suntem în preajma gării auto din Șoldănești. Aici rar când nu sunt oameni. În timp ce unii pleacă peste hotare, alții revin acasă. Oamenii nu mai sunt izolați de lumea mare. De altfel, jurnaliștii de la Șoldănești au mers și ei în diverse țări europene, realizând de acolo materiale jurnalistice, pe care le-au văzut mii de persoane. Atât experiența celor din Europa, cât și a moldovenilor i-a provocat pe șoldăneșteni să vadă cu alți ochi Uniunea Europeană. Ba chiar și implementează cu succes experiența avansată. Și noi, jurnaliștii, ne vedem datori să promovăm frumosul, democrația și alte valori europene.